Imagini șocante surprinse într-un mall din Constanța. Într-un clip care circulă pe rețelele de socializare, se observă cum o femeie este lovită fără milă de un agent de pază. La câțiva pași distanță, un coleg al bărbatului asistă nepăsător la toată scena. Incidentul s-a petrecut aseară, cu puțin timp după ora 19. Reprezentanții firmei de pază susțin că femeia, cunoscută cu probleme psihice, intră frecvent în mall și le creează probleme paznicilor. Chiar și așa, aceștia spun că agentul lor nu are nicio scuză pentru comportamentul violent și va fi concediat. Polițiștii constanțeni s-au autosesizat și au deschis dosar penal pentru purtare abuzivă. Până la ora redactării acestei știri, femeia agresată nu fusese identificată. Polițiști din cadrul secției 3 s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. În cauza a fost întocmit un dosar penal, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt, a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și luarea măsurilor legale care se impun.